În clipa de față, pe strada Strâmbă se toarnă un covor asfaltic de către angajații secției drumuri și poduri a primăriei Reghinene. Pe strada stadionului se fac reparații cu asfalt după lucrările de canalizare. Pavajul din cartierul Iernuțeni a fost terminat. De asemenea, pe strada spitalului se fac lucrări la trotuar. Nu trebuie să uităm faptul că în continuare la confluența străzilor Livezilor, Iernuțeni și Râului se lucrează la sensul giratoriu. Dacă doriți să circulați prin zonele amintite și nu vreți să intrați în contact cu lucrările mai sus menționate, cel mai bine este să vă folosiți de rutele ocolitoare. Traficul va fi mai ușor și nu se vor crea îmbujteiaje la ore de vârf, iar toate acțiunile de asfaltare și reabilitare se vor demara într-un ritm normal.